Maria ne cheamă toate forțele. Revină. Că tot este perioada asta de izolare și autoritățile ne țin închiși în case, ne-am hotărât să fugim din țară. Pe apă. Și ce credeți că am făcut? Ne-am luat caiacul și am plecat pe Dunăre cât mai departe. O să traversăm acum în Bulgaria, după care ne întoarcem înapoi. Glumesc, dragi prieteni. Astăzi este o zi specială pentru mine, pentru noi de fapt, că sunt împreună cu Petrica aici în spate, vărul meu. Am ieșit să ne plimbăm cu caiacul pe Dunăre, este o premieră pentru noi. Avem caiacul de ceva timp și tocmai astăzi am găsit o zi potrivită să ieșim să ne plimbăm. Este o zi foarte frumoasă, însorită. Așa că l-am pus pe Samurai, am pus caiacul pe Samurai și am plecat către Dunăre, am plecat cu niște prieteni să facem un grătar și am zis hai să luăm și caiacul să vedem cum se descurcă pe Dunăre. Și vă pot spune că sunt foarte impresionat. Este o priveliște extraordinară, un aer foarte plăcut și atmosfera de vară se simte. Se simte că vine vara și de-abia aștept. Pentru că îmi place foarte mult apa, îmi plac plimbările pe apă și o să vedeți în viitorul apropiat la mine pe canal o altă surpriză, aș putea spune. Perioada asta de ieșire din... Mai filmează unul ăsta? Nu mai filmează? Ah, ba da. Perioada asta de ieșire din carantină ne oferă posibilitatea să facem aproape ce vrem, așa că bănuiesc că autoritățile nu o să ne mai împiedice să ieșim, să ne relaxăm și să ne plimbăm măcar în natură cum ne place, cum vrem și când vrem. Așa că stați aproape pentru că o să vedeți câteva videouri speciale în perioada următoare cu cealaltă embarcațiune care o am. O numesc embarcațiune pentru că vă las un pic în suspans să descoperiți voi despre ce este vorba, pentru că este ceva special din punctul meu de vedere. În premieră mai avem aproximativ 30 de metri și ajungem pe malul celălalt, în Bulgaria. Sper să nu ne împuște poliția de frontieră, pentru că nu vrem să fugim nicăieri deocamdată. Dacă vedeți voi de acolo de unde este Macaraua, venim. Caiacul se descurcă extraordinar de bine, chiar nu mă așteptam. Mă așteptam sincer să ne ia curentul, să ne ducă în jos foarte repede, să nu apucăm să pâslim noi, să ne ducă curentul, dar se pare că este foarte stabil caiacul și se descurcă extraordinar. Uite șarpele. Uite-l, vezi? Ia uite-l. Lasă-l, mă, că dă frigul, mi-e frică de el. Pentru că mi-e frică aici dacă sunt șerp, dă frigul ei. Auzi ce mare era fraierul ăla? Ce bă, numai eu că nu cobor aici. De ce? Nu coborăm, mi-e frică de șerpi, ești nebun. Tocmai ce am plecat din Bulgaria și ne întoarcem spre casă. Am fost la frații bulgari, am vorbit cu ei, ne-am înțeles, am împărțit țara în două, Dunărea în șapte. Și acum mergem către casă. Ciprian ne cheamă toate forțele. Ia mă, mâncat ce-i gura ta! Ia mă, că era să ajunge la călăraș! Ia mă, te mă, te mă! Antoni! Dă-i! Dă-i că mă împic cu ea direct pe mare! Dă-i! Titanicul! Au! Oh! Alo! Bună, nenea! Bună, nenea! Ești gura ta, nenea! Era în ză... Aolo! Am picioarele os! Bă, unde ați fost, mă, la București?
Bă, fratele meu. Ne-am luat apa. Bă, ne-am plimbat noi ușor așa și când am luat-o înapoi, nu mai stăteam de vorbă, mai o Caterinca. Și când ne-am trezit, mâncă Caterinca aproape de aici. Mamă! Bă! Și văd că ne-am oprit undeva pe aici. Da. Și de acolo, până aici, am dat în continuu numai forță. Ca să ajungem măcar pe mal, că aici nu-i curentul, chiar da. Așa că mai ține insulița. Dragi prieteni, cam ăsta a fost videoul de astăzi, plimbarea noastră pe Dunăre cu caiacul. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați și să apăsați pe clopoțel și să dați un like, bineînțeles. O să apară în perioada următoare la mine pe canal multe alte videouri interesante pe care sigur ați dori să le vedeți, atât în legătură cu samuraiul, cât și cu alte plimbări și ieșiri în natură. Așa că până data viitoare, vă pup și vă salut. Pa, pa!